Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața, este 8:09. Vlad este aici, deși nu pare. Da, domnule, sunt. Discret. Trup și suflet și mai puțin în voce. A venit, vai de situația lui. Cum a venit, dar uite, a venit numai ca să fie aici cu voi. N-am putut să mă abțin, domnule, e ceva. Dragostea de radio și de public. Să ne prețuite. Da. Să le transmitem cu ocazia asta ascultătorilor noștri și o Sfânta Parascheva. Cum trebuie, că e Sfânta Parascheva astăzi. Stai, să le transmitem o Sfânta Parascheva cum trebuie. Da, plăcută. Nu știu cum să zice. Nu mă liniște, face. Cu liniște, cu da. Bucurii, cu... La mulți ani tuturor celor ce poartă încă numele Paraschiv. Paraschive, da. Ți-mi minte că era... Paraschive, da. Moromeții, acum nu prea se mai poartă, dar... Cine știe, poate mai sunt situații și atunci merită să li se spună și lor la mulți ani, că nu li se întâmplă prea des. Altfel, noi revenim în actualitate. Unul dintre marile mistere care i-a chinuit pe timișoreni anul ăsta a fost lămurit. E vorba despre mirosul intens de canalizare din terminalul Schengen al aeroportului Timișoara, inaugurat la finele lui martie. Da, domnule, ia zi, ce s-a întâmplat acolo? Domnule, director aeroportului, domnul Daniel Stamatovici, a explicat într-un interviu pentru publicația Presa Alert că era de la vata din acoperiș. Deci canalizarea venea de la acoperiș? Da. Okay. Mirosul de canalizare. Mirosul de canalizare. Venea contraintuitiv de sus. Da. Cine ar fi crezut? Zice dânsul așa: vata care era pe acoperiș, deasupra ei este o membrană foarte groasă. Tot ce vă spun în cele ce urmează e citat din domnul Stamatovici. Da. Când s-a montat, a plouat intens. Vata o acoperit-o, apoi au sigilat-o și acea vată în timp a început să emane acel miros, deoarece deci, în compoziție ei vata are nu știu ce substanță care în combinație cu apa dă acel miros. Stai, bă, deci dacă puneau... Stai. Deci au montat-o pe ploaie. Da. Ceea ce în principiu nu trebuia să se facă. Au montat-o pe ploaie și după aia au sigilat-o. Exact. Și bravo. Evident că aia a putrezit. Deci, cred că putea, că zice bravo. Care nu știu ce substanță care în combinație cu apa dă un miros. Cred că și dacă puneau vată medicinală, tot ăsta era efectul, în combinație cu apă și sigilată și lăsată acolo cu lunile. Noi inițial nu știam de unde era mirosul. Am blindat toate ieșirile. Ne-am decuplat de la fosă, ca să fim siguri. Am zis că e de la stâlp, de la gresie. Ne-am dus și am mirosit gresia. Da, e de capul. Ne-a mai spus cineva: vezi că s-ar putea să fie gresia sau vopseaua de pe stâlpi. Am încercat până a venit cineva și ne-a spus: nu, domne, ăsta e miros de vată udă. Deci a venit un specialist într-o zi și a zis: vată udă. Băi, asta e clar vată udă. E înspăimântător, să știi, să ai un spațiu mare în care sunt și curenți de aer și pute. Nu-ți dai seama de unde pute. Da, da, da. Adulmeci prin spațiu pe acolo. Bă, de unde vine? E ca naiba. Au fost nevoiți la Timișoara să monteze apoi 80 de aerisitoare ca să scape de miros, chiar dacă au depistat de unde vine. Și ușor, ușor s-a eliminat. Azi eu zic că nu se mai simte. Sau, mă rog, se simte foarte puțin, completează domnul Daniel Stamatovici. Pe naturel. Noi adică am vrut să decopertăm. Miroase ca în orice aeroport. Da, da, da. Am vrut să decopertăm, dar dacă făceam chestia asta, o luam de la capăt. Apoi ne distrugea toate instalațiile, așa că am luat-o ușurel cu aerisitoarele și s-a diminuat. Am adus și soluție profesională de acoperire a acelui miros ca să băgăm în sistemul de aerisire și uite așa, am desfăcut tot sistemul de aerisire, am schimbat filtrele, spune domnul Stamatovici. Stai ca bancul ăla cu brăduțul. Da. Și eu, a târnat brăduți. Da. Acum miroase a canalizare, dar cu brăduți. Da, domne. Ce asta e? Deci mirosul a apăruse la finele lunii mai. Da. Iar la vremea respectivă nimeni n-a reușit să găsească cauza. Atunci omul era devastat, domnul Stamatovici, și spunea: domne, un miros persistent în nou terminal care a costat și 40 de milioane de euro. Nu știm exact, de 2 săptămâni încercăm toate soluțiile să vedem de unde vine mirosul, spunea la vremea respectivă. Îți dai seama. Am decuplat pe rând sistemul de ventilație, toate punctele de unde prin care se conectează. Am crezut că e de la canalizare, după ce am crezut că e de la firmele care și-au deschis diverse spații comerciale acolo.
Le-am luat la rând pe toate, o să găsim noi până la urmă soluția. Problema cea mai dificilă ar fi identificarea conexiunii greșite, iar un reporter atunci îl întreba: domne, din unele informații ar fi o gravă problemă de proiectare, există și această posibilitate? Și domnul Stamatovici a exclus categoric. Bine, nu-mi dau seama dacă asta e o problemă de proiectare cu vata în bibă. Nu cred că e problemă. Mai degrabă e de execuție. De execuție n-ar să fie proiectare. Normal că pui vata pentru izolare termică, fonică. Da. Ce se izolează acolo, dar nu montez pe ploaie. Adică e la... Mintea n-a văzut nimeni, n-a întrebat nimeni, poate că nu e bine să montați pe ploaie. Nu, își bate lumea capul la de-astea, mai ales când sunt publice. Apoi, astă vară, aeroportul din Timișoara a ajuns din nou în atenția presei, la începutul lui iulie, când o turmă de porci a fost filmată în fața noului terminal Schengen. Erau scăpați din vecini, a zis directorul. Domne, s-au mutat cei care erau acolo, o fermă în apropiere, au scăpat pur și simplu de la ei și e zonă publică, e câmp între noi și unitatea militară. Au trecut pe lângă unitatea militară, nu le-a spus nimic. Zice domnul. I-a somat. Da. Noi nu avem pază în acea zonă. Din zona publică, ai noștri i-au scos imediat, în 3 minute. Au apucat doar să facă unele poze. Deci pozele au fost făcute de cineva rapid, agil. Au ras-o repede porci de acolo. N-au stat mai mult de 2-3 minute porcii. Noi avem supraveghere în perimetru, nu în afară. După, am pus un post acolo, dar sincer vreau să-l desfințez, fiindcă costă foarte mult. Sunt 5 oameni ca să stea într-o zonă publică, să se asigure că nu se apropie animale de pe câmp. E bine să știți că există riscul să vină și animale sălbatice. Niciuna nu ar trece de acel gard de care vă spuneam. Se referă domnul Stamatovici, care vrea să pună acolo un gard electrificat. Ca să scape de angajați. Pentru că zice... Cum să scape de angajați? Zice, noi am pus post în urma a ceea ce s-a întâmplat. Da, sună mișto. Vreau să pun un gard electrificat ca să scăpăm de angajați. Angajații suplimentari. Noi am pus post în urma a ceea ce s-a întâmplat, dar îl plătim degeaba. Pentru că avem acolo niște oameni care se uită toată ziua la câmp, 4 oameni plus ăla care dă concedii. Deci au... Au și unul care dă concedii. Au un domn care se ocupă să dea concedii și 4 watcheri care scrutează când pus să nu se apropie porci sau alte animale de terminalul Schengen al aeroportului. Dar ce animale sălbatice sunt acolo în zonă? Păi, afară de vulpe, viezuri, pârși, pârși, veveriță...